Într-o lume atât de vastă precum cea a gamingului, aplicațiile și programele paralele sunt ceva uzual. De la Fraps până la OBS, programe de captură și aplicații care ți ajută PC-ul să funcționeze mai bine, ele sunt toate acolo pentru a ajuta gamerii. Sunt programe pe care le instalăm și le folosim zilnic sau le punem la loc ori de câte ori reinstalăm un sistem. Sunt aplicații care ne fac viața mai ușoară și care ne scutesc de multe dureri de cap. Astfel, astăzi am pus cap la cap un top de 7 aplicații pe care orice gamer trebuie să le instaleze pe PC-ul din dotare. Nu doar pentru că te ajută la numărul de FPS-uri, ci și pentru faptul că îți fac experiența mult mai plăcută. Pe locul 7 începem cu un program pe care îl folosim în mod frecvent, Launchbox, cel mai bine gândit launcher de jocuri din mai toate timpurile. Programul are o comunitate destul de mare de contributori și, în esență, îți unește sub un singur acoperiș toate jocurile de pe calculator. Capabil de skin-uri și fel de fel de transformări, Launchbox nu doar că te lasă să-ți aranjezi pe căprării jocurile, dar vine și cu o serie de emulatoare instalate. Ba mai mult, îți oferă imagini și informații despre jocul în cauză. Este de departe una dintre cele mai populare aplicații de pe această listă, Launchbox fiind ideal în orice situație, mai ales dacă ai un TV cu ecran mare și un mini PC lângă pentru emulare. Locul 6. Nu puteam realiza o astfel de listă și să nu includem unul dintre cele mai iubite programe de către gameri, MSI Afterburner. Chestia asta a fost și este încă folosită de majoritatea gamerilor cu veleități de entuziaști. Dracovenia te lasă să-ți controlezi voltaje, clocuri și viteza ventilatorului plăcii video, fără să riști să o prăjești. Pe lângă asta poți să-ți și monitorizezi sistemul în timp real, fără să riști să-ți încarci PC-ul. Dacă ești mai tech-savvy, poți să instalezi aplicația pe telefon și să-ți controlezi clocurile și vitezele de acolo, MSI Afterburner având și aplicație de mobile. Locul 5. Timpul petrecut în fața monitorului poate să fie una dintre cele mai mari probleme pentru un gamer. De la ochelari de protecție până la filtre speciale pentru monitor, s-au încercat fel și fel de metode pentru a reduce stresul asupra musculaturii oculare. Unul dintre aceste eforturi se numește F-Lux, un program care îți reglează automat luminozitatea ecranului în funcție de perioada zilei în care te afli. Mai mult, este și un blue light filter senzațional, ajutând foarte mult utilizatorul în timpul sesiunilor lungi de joc noaptea. Pe lângă asta, F-Lux poate fi programat să-ți redea exact temperatura pe care o dorești de la monitor, fără să-ți ardă ochii sau să-ți distrugă retina. Locul 4. Mulți dintre voi probabil s-au confruntat cu această problemă, absența save-urilor. Și noi ne facem vinovați de aceste mici greșeli, ștergând Windows-ul înainte de termen și pierzând toate salvările. Moment în care am descoperit Game Save Manager sau Prietenul Gamerilor Uituci, una dintre cele mai utile aplicații pe care le poți instala pe calculator și un program care te ajută să stochezi și să transferi salvările fără probleme. Toate astea în mod automat pentru ca tu, gamer obosit și stresat, să nu te mai deranjezi să le cauți pe PC. Locul 3. Această aplicație este de departe cea mai utilă bucată de cod din PC-ul colegului Andrei. Super F4 este motivul pentru care nu am mai dat cu mouse-ul de pământ și nici pumnii în tastatură. Asta pentru că, apăsând Ctrl Alt F4, închizi orice joc, orice aplicație care ți-a crashat și ți-a înghețat sistemul. Ne-a scăpat de multe ori din situații neplăcute și funcționează de minune în jocuri, unde mulți producători au dezactivat funcția Alt F4, existând foarte puține șanse să-ți recuperezi datele dacă jocul și-a luat un freeze mic și tu ai lucrarea de master deschisă în Word, nesalvată. Am menționat că închide instant orice joc și ăsta este unul dintre motivele pentru care se află în acest top. Locul 2. Câte case în comună, atâtea obiceiuri se adună, spune o vorbă din străbuni. Una dintre cele mai mari probleme pe care gamerii le întâmpină este layout-ul tastaturii și posibila apăsare a altor taste pentru că space-ul sau enter-ul nu sunt destul de mari. Intră în scenă key tweak, gata cu lovitul în alt sau un backslash pentru că layout-ul este potrivit pentru tine. Tot ce trebuie să faci acum este să schimbi niște taste în interfața programului și totul se rezolvă. Pentru gamerii care au o tastatură cu un layout diferit de cel obișnuit, key tweak este cel mai bun prieten și amantă în același timp. Pe primul loc am pus Nexus Mod Manager, este o unealtă doar pentru utilizatorii de PC, aceasta fiind în esență un fel de Steam pentru moduri, realizat de comunitatea site-ului Nexus Mods. Bine, Steam are de ceva vreme workshop, dar Nexus Mod Manager este la un alt nivel. De la Minecraft până la jocuri mai puțin populare, această aplicație te va ajuta să scoți tot ce este mai bun din jocurile tale de PC. Mai mult, este și unul dintre cele mai ușor de înțeles programe de modding din ultima vreme, fiind rafinat și gândit de o comunitate de pasionați. Lucru care se vede cu ochiul liber, Nexus Mod Manager fiind și unul dintre cele mai descărcate programe din această listă, ceea ce atestă popularitatea sa.